Mai multe clădiri din Moscova au fost lovite în această dimineață de drone, transmite agenția de presă RIA Novosti, care precizează că nu au fost făcute victime, dar există stricăciuni, precum fațadă și geamuri distruse. La Moscova, incidentul a fost numit atac terorist din partea Ucrainei. Kievul neagă însă vreo legătură directă cu atacurile. Pe de altă parte, capitala Ucrainei, pentru a treia zi consecutivă, este supusă unor lovituri aeriene masive ale forțelor armate ruse, în urma cărora rămân morți. În dimineața zilei de 30 mai, presa rusă a relatat despre respingerea unui atac al vehiculelor aeriene fără pilot asupra Moscovei și a regiunii Moscova. Unele dintre dronele doborâte au deteriorat clădiri rezidențiale, au declarat oficialii din capitala rusă, care au adăugat că raidul nu a făcut victime. Potrivit Ministerului Rus al Apărării, cu ajutorul vehiculelor aeriene fără pilot, Kievul a încercat să atace o serie de obiective din Moscova. În total, 8 drone au fost implicate în atac. 3 au fost eliminate cu ajutorul unor baraje electronice, astfel că au pierdut controlul și au deviat de la țintele vizate. Alte 5 au fost doborâte de un sistem de rachete și tunuri antiaeriene în regiunea Moscova, potrivit unui comunicat de presă al Ministerului. Șeful Comitetului de Apărare al Dumei de Stat, Andrei Kartapolov, într-un comentariu pentru RBK, a spus că dronele nu au lovit nicio unitate militară sau guvernamentală și nu au cauzat daune grave clădirilor rezidențiale. Potrivit RIA Novosti, 3 imobile au fost avariate. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că 2 persoane au solicitat îngrijiri medicale, dar nu au necesitat spitalizare. După ce serviciile de urgență au întreprins măsurile necesare pentru investigarea împrejurărilor imobilelor avariate, locuitorii evacuați s-au întors în apartamentele lor, iar specialiștii au primit ordine să elimine avariile cât mai curând posibil. Între timp, oficialii de la Kiev neagă implicarea Ucrainei în atac, răspunzând la întrebarea moderatorului emisiunii Breakfast Show dacă Ucraina are vreo legătură cu atacul cu drone asupra Moscovei și a regiunii Moscova. Consilierul prezidențial Mihail Podoleac a spus că Kievul nu are nicio legătură directă cu asta. Urmărim cu plăcere și prognozăm o creștere a numărului de atacuri, dar o legătură directă sigur că nu avem. De asemenea, Podoleac a subliniat că pentru Ucraina și ucraineni contează mult mai mult atacurile dronelor rusești pe teritoriul lor. Trebuie menționat că informațiile despre dronele doborâte în orașul și regiunea Moscova vin în timp ce a treia noapte la rând capitala și mai multe regiuni ale Ucrainei sunt supuse unui atac masiv cu rachete. Potrivit presei ucrainene, acesta este al 17-lea atac al forțelor armate ruse de la începutul lunii mai. În noaptea de 30 mai, Rusia a folosit aproximativ 30 de drone pentru a bombarda Kievul. Toate au fost doborâte, spun oficialii ucraineni. Din cauza căderii de molos pe o clădire de apartamente cu mai multe etaje, un incendiu a izbucnit la ultimul etaj, potrivit BBC. 9 persoane au fost rănite în capitala Ucrainei, o femeie de 30 de ani a murit. 4 cetățeni au fost răniți în regiunea Kiev, relatează agenția de presă Unian. Ministerul Rus al Apărării nu a comentat încă acest lucru.